Ziua, suntem la finalul ultimului antrenament pe acest an. Cum te simți, cum sunt jucătorii, cum vă simțiți după un întreg, să zicem, tur, să numim așa? Bună ziua, într-adevăr este ultimul antrenament. Mâine avem un meci important, ne dorim să mergem pe aceeași linie, să încheiem prima parte a campionatului cu o victorie și să ne gândim pentru retur și ca lucrurile să meargă bine. A fost greu, a fost ușor? Din punctul tău de vedere, cum ai văzut acest parcurs? A fost un parcurs bun, spre foarte bun. Rezultatele vorbesc. Până la urmă avem 16 victorii din 16 meciuri. Mâine ne dorim să fie a 17-a victorie. Au fost și meciuri, eu știu, mai puțin reușite, însă, per total, a fost bine. Cum și tu, jucătorii? Sunt obosiți? Au o anumită, stare? Este o anumită stare și de oboseală care este firească. După atâtea etape, se întâmplă la echipe. Ne așteptăm la întăriri din pauză, în pauză acum? Este devreme să vorbim. Probabil că vor fi și întăriri, însă veți afla la momentul potrivit. Am pronostic pentru mâine? Victorie. Mulțumesc mult!